Primarul Capitalei a luat la puricat averile deputaților PAS. Ion Ceban a spus că noaptea, când nu prea prindea somnul, a investigat declarațiile de avere și a descoperit că acolo sunt mulți milionari. Edilul a depus în acest sens demersuri la CNA, INEI și la Procuratura Generală. În replică, cei vizați spun că și-au adunat averile perfect legal și l-au îndemnat pe Ceban să se ocupe de problemele capitalei. Politică vă pare nemijlocită declarația că sunt 40 de milionari în PAS din cei 63? Declarația oficială. Păi da, am timp, eu mă ocup de lucrurile astea noapte. Știți, toată lumea știe că dorm foarte puțin. Ceban a evitat să spună numele celor mai avuți deputați. Deci, guvernarea se ocupă de ceilalți. Dar cine se ocupă de guvernare? Și au pus oamenii la cinea. Guvernarea de ceilalți se ocupă. Ok, foarte bine. Toți egali în fața legii. Dar cine se ocupă de milionari din PAS? Cum un ministru poate să aibă 200 de terenuri și asta să nu intereseze opinia publică? După ce a puricat averile deputaților de la PAS, Ceban a depus săptămâna aceasta mai multe demersuri la ANI, Procuratura Generală și CNA. Eu am răspuns acestui pseudopolitician. Mare diferență între deputații PAS este că deputații PAS au venit cu bunuri, averi câștigate, au venit în politică, iar acest specimen toată viața a lucrat, fie funcționar, fie a fost politician și a devenit milionar. Ceban și colegii lui din PSRM au devenit milionari prin culioc, prin scheme, prin tot felul de matrapazlăcuri. Nu știu cum așa. Dacă fiecare poate să justifice averea, nici nu ar fi. Dar cum au făcut aceste averi? Cum le-au dobândit? Pentru că mulți moldoveni lucrează în țară, dar adică nu declară averi de milioane. Răspund de mine, de restul lasă să răspundă fiecare care avere și au. Nu vă numărați printre cei milioane? Cred că nu. Credeți sau așa este? Păi că vă spun, adică dacă este fondul statutar la întreprinderile care le-am deținut, dacă le iau, da, socotic, acolo să parem să câte 500.000 de fiecare întreprindere, dar în rest nu mă socot milionar. Că în PAS sunt cei mai mulți milionari, domnule. Nu știu milionari. Sunt cei mai mulți milionari în PAS? Nu știu. Nu știu. Alo, da, dragi. Nu, domnul Ceban, se pare că rezolvat toate problemele la primărie și are timp să citească declarațiile de avere, ceea ce este bine, ca și orice cetățean poate să le studieze. N-ar fi rău să uite în propria declarație și să-și aducă aminte că toată viața a lucrat la stat și a acumulat averile pe care le-a acumulat din banii câștigați la stat, care în mod evident nu i-ar fi ajuns pentru ca să ducă modul de viață pe care îl duce. Cum se face că foarte multă lume lucrează la stat și nu le reușește să-și cumpere o mașină, e adevărat că nu cea mai scumpă, să-și procure un apartament, dar iată, unora le reușește. Spuneți-ne secret. Unii sunt mai onești, alții mai apără interesul propriu în fața interesului public și așa mai departe. Așa că, domnul Ceban, să uite în propria grădină. Credeți că nu au motive celor de la PAS să le fie frică? Că se vor putea pomeni, nu știu, cu procurorul la ușă? Absolut deloc. Dumneavoastră faceți parte din milionarii PAS? Eu nu urmăresc ce declară domnul Ceban. Totul despre averea mea este public, dar un sfat pentru toată lumea. În momentul în care domnul Ceban atacă pe cineva din guvernare sau din PAS, vedeți ce măgării sau ce infracțiuni s-au mai făcut în Chișinău. Pe partea de construcții neautorizate, pe partea de tăiere de copaci în parcuri, unii din colegii mei au făcut afaceri toată viața lor, până a venit în Parlament. Eu, de exemplu, am avut contracte de consultant internațional și asta se știe foarte bine de toată lumea și declarația mea, începând în 2012, arată toate, sau 2013, nu mai țin minte, arată toate sumele, toți banii, tot ce am. Primarul Capitalei nu a pomenit nimic despre averile deputaților din alte fracțiuni parlamentare. Partidul din care faceți parte din fracțiune sunt milionari? Știți, eu vreau să vă spun că tot ce este legat de partea financiară, averile și tot ce au deputații fracțiunii Părtulușor, este reflectat în declarațiile noastre. Se sunt milionari în PSRM și câți? Cu milionari. Deci problema este una foarte interesantă. În condițiile în care atât de galopant cresc prețurile, eu mă tem că să nu vină timpurile și un rezervoar de benzină scoate un milion. Deci
chestiunea cu milionarii este una... Eu am spus, în actualul sunt parlament... Sunt sau nu? În actualul parlament nu sunt oligarhi. Și este un lucru bun, fiindcă parlamentul actual este unul mult mai sănătos decât parlamentele precedente. Conform datelor analizate de portalul alegeri.md, aproape fiecare al patrulea deputat din Parlament declară venituri de peste 1 milion de lei.